Salutare, prieteni! Ai dat drumul? Prieteni, am fost la cumpărături. Prieteni, am cumpărat venit și eu. Mai mult de astea, am cumpărat și costel. Eu sunt îmbrăcat în polițist. Uite, fratele lui Costel. Deci trebuie să vă spun în exclusivitate ce s-a întâmplat cu Costel. Așa m-a enervat Costel că nu-l lăsa pe David să mănânce. Da, și am luat alții. Și i-am băgat furculița în gură și l-am înțepat. Și acum, vă că Costel... Mă cumpărasem pe ea, am plâns. Da, prietenii, ia uitați, i-am cumpărat eu aici și credeți, știți că am făcut un lucru așa ceva. Ia uitați aici. Oh, cotelele. E belea cu ele. Oaie, oaie, da. Cotele de oaie, da, da. Stai că vin eu acum. Ia uite. Ia uite cum spârâie. Ha? Ce părere ai? Bun. Dar n-am multe. Păi da, dacă mănânc jumătate și da, de ce nu mănânc, eu să n-are timp. Păi David, mănâncă unul. Mă, David. David, mănâncă doar unul, două. Doamne, faine. Acum trebuie să buzi. Mă, polițistule, mă. Polițistule, fii de cu mine. Polițistul... Îți te omoară să poate. Gata, l-au omorât. Uite, a fost cătușă, da. Ca să vă arăt că-s costei are. Deci... Uite că-s Costel. Costel a fost aseară la spital, că l-am înjunghiat din greșeală. Doare, și a venit cu colegii lui. Unde e Mihaela, dacă era pe bune, am zis eu, cum se poate să... Ce bine a fost. Curioasă. Stai așa. Vă mulțumesc chiar de așa bine rău. Da? Facem o salată verde la ele? Facem, hai. Ia uite aici. O spălăm. Serios arată. Am primit reclamații data trecută. Dar noi mereu oricum le spălam, poate le spălam înainte de filmare. De aia nu le mai spălam odată în filmare. Dar niciodată n-avem pus să mâncăm așa, că vă dați seama, mănâncă și copilul, nu pot să mâncăm cu microbii și cu... Până la urmă pune toată lumea mâna pe el în magazin. Deci arată bine aline și arată ta. Arată? Deci, David, în misiune, prieteni, s-a luat costum de polițist ca să facă anchetă, să vadă cine l-a înjunghiat pe Costel. Uite aici anchetă. Ia uite. Sălătică. Bun. Puneți niște ceapă de asta, merge? Da, merge. Deci, cotezele tale sunt bombă, arată și bine și bine și bine. Mănânci tu, nu? Mi-am mâncat și oaie, da. Mănânci tu, cum poate? Mi-a pare mascat. Deci, am luat și cască. Da. Mănâncă oaie mascat. Mănâncă oaie. Mă mănâncă. Mă zi. Am pus și două dată de ceapă. Foarte bine, la tu de-a gust. Sare. Bă, lămâie n-am luat, aveau aici? Am luat, da. Alo, Leo? Vă place pe cum arată, eu zic arată bun. Băgăm lămâie. Doi. Bun. Dar să știi că chiar e beton în lămâia instalată. Puțină apă. Avem prea multă lămâie cu sare. Nu? Merge. Trebuie să o amestecăm. Am amestecat-o bine. Nu ajung. Da. Cum e? Bun. Bun. Episodul de azi. Oh, episodul de azi. Ia uite cum s-a făcut episodul de azi. Uite ce părere e de episodul de azi. Bun. Ia uite-l. Te-ai ales un episod ca lumea. Serios. E flambat, mă. Asta a fost bună. Da, de unde a stat ulei ăsta? Din grăsime.
Nu s-a ars, a prins așa puțin în culoare. O margine. E bun, în 5 minute, așa repede se facă. S-a închis bine. Stai așa. Încete să te îmbuie la el. Avea ce să mănânc. E o foame. Beton. Îți place cum arată? Da. Nu, serios. Serios, mi-e nu face oaie, dar uite, astea cu miros, vine și așa. Ai mâncat, nu? Fac altă poftă, da. Deci o să mănânc. Nu, da. Surpriză. Tinele, nu? Păi da. Ne mai întoarce, nu așa ne mai vreau pe da. Mi-e plata așa făcută bine. Nu acum, mamică... Cum sfârâie? Treaba aici. Sfârâie bine. Ce pâine asta mă ne-am luat? Dietetică, ce înseamnă asta? Că e fără sare. Înseamnă că nu e bună. E ca mai doamne. Acum asta e. Ia uite mine. Cotletită. Ne mai lăsăm puțin și... Le lansăm în... În farfurie. Putem să tăiem unul, să zic dacă e? Serio, eu încerc-o. Dar cum să mic? Ușor, dar vin. E făcut? Uite grăsimea asta. E, mă. E, o? Da. Doamne, oase, trebuie să-mi plac. Trebuie cu gust. Da. Bun, rău. Banana ta trebuie umplată. Banana. Să mănânc de aici, nu mai pot. Ia să te vedem. Mami, pot să-mi desfaci. Bun. Nu pot acum, mami, în 5 minute. S-o duc la mami, 2 secunde. Mami, nu. Asta-i să vin din nou. Fata, le-am oprit. Să mai întorc puțin așa. Deci, cum le funcționez. Mamă, ce cum e. De la mirodinile alea, că ți-am vrut să fac.
Voi, prieteni, cum ați petrecut această minunată zi de sâmbătă? Da, că tot este weekend, ce ați făcut? A fost pe undeva, aveți timp cu programul ăsta până la ora 6 să mergeți undeva? Mamă, ce putrășite! Ia uite! Haideți la cotele, că sărăcesc! Prieteni, asta! Păi ia de aici, cum fă? De lucrărie! Trebuie să puști! Gata, să mănânce polițistul carne. Ți-am făcut oaie, polițistul. De la ăla, cum îl cheamă? Mulțumesc, mami. Mulțumesc. Ia să vedem. Nu mă duc să răcoasă el. Nu pune mie polițistul pe cachet. Halatul. Bun. Nu ai voie, du-te. Du-te, mănâncă și. Ia, David, să-ți dăm și ție să guști. La țigani nu am voie să le fac așa. Așa mi-a spus Leon, nu am voie așa. Da, da. Nu, da. No. Că după aia... Plâng. Plâng. Ia stai să-ți dăm și ție să stai din și o bucătică, să vedem cum papi. Da, frigerul. Bun rău, frate. Păi bun. Mami. Da, nu am pus un flow. Acum filmăm. Hai să-ți dau, David. Hai. Acum am treabă. Păi iar mă scot. Asta e berbec. Iar mă cer cu Costel, să știi. Dacă nu mănânci. Ia uite. Uite, stai să sufru eu. Ia o bucățică măcar. David. Haide. Nu mă numiez. Haide, David. Hai, mă, polițistule. Păi vezi de ce mă cert eu cu Costel de aia, că nu vrei să mai... Polițistule. Mă lasă Costel de tine să nu mănânci. Da. Hai. Davidoroi. Treaba lui. Da, hai. Hai, David, hai. Vino să-ți dăm și ție. Da, mami, stai. Hai. Hai, gurița mare. Trebuie să-mi pun cătușa aici. Ia, gura mare. Așa. Bravo. David, Daniel. Prieteni, haideți că revenim mai târziu. Prieteni, să vă abonați la Vitera 3, hai! Da, mai avem niște surprize pentru voi oricum și ne revenim. Vă pupăm! Vă pupăm, prieteni!